Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Astăzi vom vorbi despre activitatea de prevenire. Vom discuta de ce este atât de important ca noi să fim în permanență niște persoane informate, conștiente de riscurile la care ne putem expune și în acest fel să diminuăm probabilitatea ca la un moment dat să putem deveni victime. Invitata noastră de astăzi este doamna comisar șef de poliție Grațiela Văduva. Dumneavoastră vă ocupați de acest domeniu în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Da, într-adevăr, de 14 ani chiar. Cum putem defini această muncă de prevenire, în special în Poliția Română? Și aș vrea să ne vorbiți mai mult despre activitățile pe care le desfășurați. În ce constă munca de prevenire? Prevenirea este o artă, o știință, un joc al minții și un joc de echipă. O artă pentru că folosim de multe ori partea artistică, partenerii noștri sunt de la graficieni renumiți până la, știu eu, chiar soliști de muzică ușoară, populară, practic toată comunitatea, absolut orice profesie poate să fie partener la un moment dat într-o activitate, într-un proiect de prevenire a criminalității. Este o știință pentru că, cel puțin din câte știu eu, sunt cel puțin 22 de tipuri de prevenire și nu statuate și definite de noi, ci la nivel european, astfel încât încercăm și noi, cunoscând aceste tipuri, să ne aliem muncii comune a poliției din întreaga Europa. Este un joc al minții pentru că încercăm să inventăm tot felul de lucruri astfel încât să ajungem cu o mână de oameni, 5 în acest moment, la cele 6 sectoare ale capitalei, în casele tuturor românilor. Și atunci ne trebuie foarte multă inventivitate, ne trebuie dinamism astfel încât să ne facem remarcate mesajele preventive într-o mare de mesaje și de publicitate comercială și non-comercială. Și este un joc de echipă pentru că nimeni nu poate să facă de unul singur. Numai cu o echipă foarte bine sudată și cu o echipă care să vină să se completeze reciproc, se poate face muncă de prevenire. Ce fac polițiștii de la prevenire și mai mult decât atât, ce calități ar trebui să aibă un polițist ca să poată să lucreze în acest domeniu? Poliția Română poate este cea mai avantajată structură a statului român. De ce? Pentru că are o echipă profesionistă de marketing. Ceea ce facem noi, de fapt, este marketing în sectorul public, este marketing public. Echipele de prevenire sunt echipe de marketing care acționează uneori ca o agenție de publicitate in-house, astfel încât creează mesaje preventive, creează spoturi audio-video, pentru că acum lumea mai mult din aceste surse de informare se pregătește, se informează. Practic, colectivul este format pe structura unei agenții de publicitate. Există și acel marketing direct în care ofițerii de prevenire se duc și vorbesc direct cu grupurile țintă, se duc, de exemplu, în cluburi ale seniorilor și vorbesc cu persoanele vârstnice despre riscurile la care pot fi expuși în spațiu public, dar și acasă, în spațiu privat. Vorbesc în școli, în fiecare zi se fac activități în școli, astfel încât în 5 oameni, într-un an de zile, se fac cam 1000 de ore de educație preventivă, directe, discuții cu copiii de la vârste preșcolare până chiar și la studenți care nu mai sunt copii. Practic, vă spuneam că acest marketing direct, discuții directe cu oamenii care sunt vulnerabili la diferite tipuri de infracționalitate, se îmbină foarte frumos cu activități de tip, știu eu, comunicare online. M-ați întrebat și ce calități ar trebui să aibă un ofițer de prevenire. Foarte deschis, în primul rând, foarte comunicativ. Să fie un om bun, un om pe care să-l intereseze binele celorlalți, care să fie empatic. Atunci când o persoană vine și spune că are o problemă, să încerce să găsească o soluție. Polițistul dur și represiv, genul acela de profil, nu are ce căuta în prevenire. Prevenirea este pentru oamenii care își dedică uneori aproape 24 de ore din 24 pentru binele și pentru siguranța celorlalți. Cui vă adresați? Aveți anumite categorii pentru care dumneavoastră gândiți aceste mesaje, campaniile pe care le desfășurați sau putem să identificăm anumite categorii mai vulnerabile? În primul rând ne adresăm într-o proporție de peste 80% copiilor.
vă spuneam, pentru că ni se pare că acolo se poate clădi siguranța de mâine, se pot clădi comportamentele civice normale, acceptate în societate, că ei sunt chiar vectori de comunicare cu propria familie, adică un copil care a înțeles ceea ce anume îi se spune, poate să comunice și familiei și bunicilor, poate să spună, de exemplu, bunicilor că atunci când sunt sunați de persoane necunoscute, nu trebuie să dea bani oricărui necunoscut, indiferent ce emoții le-au provocat și ce știre alarmantă le-au dat. Deci, vă spuneam, în primul rând ne adresăm copiilor, apoi avem în vedere, bineînțeles, vârstnicii și nu numai. Pe măsură ce studiem notele de evenimente zilnice, observăm că anumite locuri sunt cu mai mult risc, în sensul că se repetă anumite tipuri de infracțiuni sau anumite persoane intră în zona de risc și atunci încercăm să clădim ceva pentru acele persoane. În rest, ducem sau ținem cont foarte mult de continuitatea muncii noastre, adică ne dorim proiecte care să continue ani de zile, să-și dovedească valabilitatea și aplicabilitatea, să fie eficace, dar suntem dispuși, ca o echipă flexibilă ce suntem, să abordăm și probleme noi de îndată ce acestea se ivesc. Implicate două autoturisme. Cu amănunte vine acum subcomisarul Luciana Balteș de la Poliția Sibiu. Accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare. Șoferul unei mașini care circula spre Sebeș a intrat în depășire. Alo? Mamă, eu sunt. Ajută-mă! Am avut un accident. Ți-l dau pe domnul avocat. Bună ziua. Sunt avocatul Popescu. Doamnă, e grav. Fiul dumneavoastră a lovit o fetiță pe trecerea de pietoni. Ascultați-mă cu atenție. Nu avem timp. Trebuie să veniți cu 10.000 de lei să închidem gura părinților. Altfel băiatul face pușcărie. Înțelegeți? Hai, domne, termină cu prostiile astea. Asta n-a mușcat. Lasă-mă că mușcă următoarea. Poate chiar mama ta. Putem să spunem că preveni și tot spectrul de acțiuni care se subscriu acestui domeniu înseamnă într-un fel și a educa. Știu că ați făcut niște filmulețe deosebite dedicate tinerilor, adolescenților, prin care doriți să le trageți niște semnale de alarmă cu privire la unele comportamente pe care ei la un moment dat s-ar putea să le găsească normale sau necesare pentru a se adapta. Cel mai nou filmuleț l-am făcut în cadrul acestui grup, acestei comisii constituite prin Ordinul Ministerului de Interne, vă spuneam, 119, care a adus alături câteva structuri care lucrează în zona prevenirii. Noi am considerat că nu este normal să pătrundem peste copii 5-10 specialiști în diferite domenii și 5 minute să le vorbim despre trafic de persoane, 5 minute despre bullying, 5 minute despre... pentru că ar fi puțin haotic acest mesaj și atunci am zis ar fi mult mai interesant dacă am face un film comun, toate aceste instituții și cu sprijinul, vă spuneam, Agenției Naționale Antidrog, Antitrafic de Persoane, Direcție Generală Anticorupție, Jandarmeriei și bineînțeles cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Prevenire din Poliția Capitalei, s-a realizat un film numit Cancelaria, care tratează 5 momente din viața unor elevi, 5 momente de cumpănă, 5 momente de vulnerabilitate, soluționate cu ajutorul instituțiilor care se ocupă de acest domeniu sau, mă rog, de prevenirea și combaterea unor fapte penale. Mamă, sicur că cheia asta a lăsat. Bă, la ce mă enervează? Ușa mă, ușa mă, sicur să mai deschide asta. E ușa mă, sicur. Ce te uiți, dragă, pe ce-și în camera ta? Hai, dispare camera ta! Ce faci, dragă? Ce s-a întâmplat? Uite ușa să nu se mai deschide. Iar ai venit băut. A, vin cum vreau eu. Care e problema? Ai promis că n-o să mai bei. Aia am venit de la muncă, ce vrei? Am terminat acum, gata, am luat pauză, m-au dat afară. Nu bei și tu? Ce stai și plângi așa, ce plângi? Am luat să te bucur că a venit acasă, tu stai și plângi. Bei și tu în partea aia, uite că... Ia o curând de bere. Hai, nu bei! Haide! Nu vreau. Da, ia dragă o bere, ce ai? Ai promis că nu o să mai bei.
bei. Păi ți-ai zis că mai beau? Beau eu acum ce fac? Păi uite-te cum arăți. Respir un pic. Libertate. O dată e afară. Gata. Nu vrei să bei cu mine? Nu. Păi dacă iubești tu cu mine. Nu vreau. Păi dacă un pic cu mine. Mă duc să beau cu vecinii. În casa asta nu se poate respira, frate. N-ai cu cine. Ia vă așteptam așa. Nu s-a întâmplat nimic. Tatăl tău e supărat că a fost concediat. Te-ai bătut? Nu, nu. Stai liniștită. Mereu îmi promis că nu se va mai întâmpla așa, apoi tata vine iar băut acasă și te bat. O să treacă, o să vezi, o să treacă, o să fie bine. Bine, eu o să mă duc la școală acum. Ok. Bună, draga mea! Ia spune-mi tu mie, cum stau lucrurile? Astăzi mi-a întârziat vreo 4 ore. Se întâmplă ceva cu tine? Păi am o situație mai grea acasă. Părinții mei se ceartă. Tata o abuzează atât fizic și verbal pe mama. Și asta mă întristează, mă supără. Am înțeles și asta îți creează probleme ție. Da. E o situație destul de complicată, consider tu. Putem împreună să rezolvăm problema asta? Da. Păi atunci o să primești ajutor din partea mea și împreună, dacă vrei, o să mergem către doamna psiholog a unității noastre de învățământ și putem să mergem și către niște specialiști de la Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminalității, care să vină să-ți aducă niște sfaturi de care tu și mama ta aveți nevoie și care vă vor ajuta. V-am sunat pentru că avem o situație în care avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? La mine în clasă am o tânără care trăiește într-o familie unde are destul de multe complicații. Avem o formă de violență în familie care se desfășoară cât se poate de des. Copilul a început să sufere și nu mai vine la școală. În cazul acesta, în primul rând, așa cum am luat legătura și în alte activități cu doamna consilier, da, școlar, o să vorbim cu dânsa, cu doamna psiholog, da, să vedem ce mai e de lucrat acolo. Iar în ceea ce privește ceea ce vrea să facă mama în continuare, pentru că dânsa este cea care poate să ia decizii, pe dânsa poate o putem consilia ca să depună o plângere la secția de poliție. Dacă cumva, eu știu, are urme, să meargă la IML, să ia un certificat medico-legal, inclusiv copila, dacă are urme de asemenea. Așa că sunt care mai multe traume decât urme. Am înțeles. Trebuie să luăm legătura totuși și cu cei de la DGSPC. Colegii mei de la Poliția de Proximitate o să facă lucrul acesta dacă doamna o să depună plângere la noi. După ce depune plângerea la secția de poliție, vedem ce facem și cu tatăl. Adică, există posibilitatea ca, împotriva acestuia, dacă continuă să fie violent, mama să poate să solicite emiterea unui ordin de protecție la instanța de judecată. Eu zic că întâi poate ar trebui să luăm calea ușoară, adică să vorbim și cu agresorul, cu tatăl, să putem să-l îndrumăm către un centru al abuzatorilor. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București le oferă agresorilor, cel care conștientizează lucrul acesta sau care sunt obligați de instanță, să vină să facă o consiliere psihologică tocmai pentru a conștientiza faptul că ei sunt acuzatorii. Dar instanța poate să-l pedepsească cu un dar înțeleg în același timp că are și posibilitatea să primească ajutor specializat de la Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, pe lângă consilierea pe care o să o facă, eu știu, fetița cu consilierul școlar, da, chiar și mămica poate să meargă, eu știu, chiar la acele centre, dacă dorește, v-am spus, dacă dorește să meargă, unde îndrumăm noi, către centrele primăriei sau centrele ONG-urilor, da, așa, ei au acolo și consilier psiholog, au și posibilitatea de a oferi consiliere juridică. Dar dacă sunt în pericol, până stau de vorbă cu noi, în mod obligatoriu să alerteze autoritățile, inclusiv pe noi polițiștii,
la telefonul de urgență 112. Să nu uite lucrul acesta. Să nu aștepte să stea în pericol, să spună, domnule, o să iau legătură cu polițistul de prevenire și până atunci se întâmplă o tragedie. Am înțeles. Trebuie imediat să fie prompte și să-și pună viața în siguranță. Practic, am vrut să arătăm copiilor că primul îndrumător, primul sfătuitor, primul om care îi poate ajuta sunt profesorii, este profesorul, și să îndemnăm să se ducă și să spună când au o problemă profesorului, iar profesorilor să le transmitem că există instituții pe care le pot aborda, care vor veni de îndată la ei să-i ajute să soluționeze niște probleme care nu țin de competența școlii neapărat, dar care pot fi rezolvate cu ajutorul specialiștilor din instituțiile acestui minister. Bună, fetelor! Eu sunt Stefano, sunt șeful unei case de modă și aș vrea să vă propun o afacere. Ați fi interesate de un casting de modeling? Da. Sunt o grămadă de avantaje, cum ar fi un salariu bun și un program lejer. Vreți să intrăm să bem o cafea, să vorbim mai multe la masă? Da, sigur. Bună, fetelor! Eu sunt Rodrigo. V-am povestit pe prietenul meu că eu sunt cel care vă va duce într-o lungă călătorie în lumea modei. Cred că sunteți interesate, sunteți foarte frumoase și eu vă văd un viitor strălucit. Ce ziceți? Luăm puțin loc la masă să vorbim, să vedem despre ce e vorba? Unde le-a dus? Bine de tot, te-ai găsit bine, nu? Bravo, te-ai povestit ceva, ce se întâmplă? Deci, după cum v-am spus și afară, agenția noastră de modeling oferă o serie largă de avantaje, dar cere de asemenea și multe sacrificii. Și muncă, normal. Și muncă, da. Deci, am vrea și noi să vedem cum v-ați comportat pe un catwalk, cum mergeți, cum vă prezentați, cum vorbiți. Un fel de mini-casting, ca să zic așa. Vedeți. Vă sună bine? Acum, repede? Ok. Haideți, fetelor, haideți prima! Haideți, fetelor, hai! Foarte bine! E bine, e bine. Ok, foarte bine, Petru. La prima vedere chiar sunteți foarte potrivite pentru ceea ce căutăm noi. A ieșit foarte bine. Am aici un contract pe care o să-și semnăm mai târziu. O să fiu. Dar fiind minore, nu vom avea nevoie de acordul părinților? Nu este ceva absolut necesar. Noi căutăm să oferim oportunitate de a face bani rapid persoanelor cu o vârstă apropiată vouă. Adică noi am mai lucrat pe fete și tot ok. Stai liniște, dar acum a fost întâmpinat pe care rapid bine. Nu-ți face probleme, sunt sigură că va fi ok. Nu mă simt în largul meu. Sigur este în regulă? Uite, ca să elimin orice fel de dubiu, am aici câteva poze de la shooting-ul trecut cu fetele cu care am lucrat. Haideți să vedem și mă. Uite-te și tu, să vezi ce frumos. E super oportunitate, să știi. Se vede pe asta, tot așa am cunoscut-o eu și a fost la fel ca la început, tot așa cu reticențe, dar după tot. Totul e super frumos. Mai bine acum. Ce ziceți? Mie îmi spune de regulă, mi-a spus și gata pentru ideea mie. Păi colegul meu o să vă ducă într-o cameră, o să îi dați acolo câteva date. Să știți că n-aveți nevoie de prea multe haine sau bani sau o să le facem pe parcurs fără nicio problemă. O să fie super, o să vedeți. Ok? Da. Mergem? Da. Acum, înainte să vină și cel al treilea băiat, fotograful, să-mi predați buletinele și telefoanele, pentru că nu vreau să fiți distrate de absolut nimic în momentul în care ajungem la shooting. Așa este formalitatea firmei. Pare rău, nu am ce să... Thank you.
Fetelor, am vorbit cu mama mea și cred că am găsit o cale de ieșire. Nu am deloc încredere și voi merge la autorități. Voi anunța și școala. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt din partea Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, mă ocup de prevenire. Și am venit să avem o mică discuție pentru a preveni situațiile de trafic de persoane. Vă ascult. Fiecare dintre noi și în special tinerii caută să-și construiască o viață mai bună. Vor să-și urmeze un traseu educațional, dar și unul profesional. În momentul în care cineva ne grăbește să luăm o decizie, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Prima decizie este de a păstra bune relații și de comunicare cu acești pilioni de bază. Familia, școala, profesorii și autoritățile. Traficanții vor încerca să submineze încrederea în aceste autorități, ne vor determina să ne certăm cu cei din familie sau să îi mințim, să ne răspundem unde mergem, ce planuri avem și atunci rămânem în controlul acestor rețele de trafic de persoane. Următorul pas ar putea fi ofertă de muncă, care este de regulă foarte bine cosmetizată. Dacă mergem în alt stat, trebuie să știm limba statului respectiv. Practic, această ofertă, ca să fie de nerefuzat, vine în acest fel. Nu ai nevoie să cunoști limba respectivă. Nu implică nicio condiție, da, practic, absolut, nicio cerință. Nicio și te duci și te trezești într-un loc unde nu poți controla nimic, iar decizia este din nou la ei și nu mai este la tine. Victimele sunt forțate de multe ori telefonic să spună celor de acasă că nu este nicio problemă, că lucrurile sunt foarte bune, că sunt cu un băiat extraordinar și am o viață nemaipomenită. Aici ar fi un moment de intervenție, de prevenire, dacă ar putea exista o parolă între mamă și fiică. Părinte, da, și da, copil. Pentru că în momentul în care un elev din școala dumneavoastră vrea să plece în străinătate, vrea să-și găsească un loc de muncă, are la dispoziție telefonul Agenției Naționale împotriva de persoane, de unde poate obține consiliere, informații preventive. Sfaturi preventive le poate găsi și pe site-ul nostru, anitpmei.gov.ro, sau chiar pe pagina de Facebook a agenției. Dacă cineva este într-o situație de trafic, în primul rând trebuie să rețină cât mai multe detalii, cât mai multe aspecte despre locul în care se află. A doua oară să încerce să ia legătura cu autoritățile, cu persoane din apropiere, până la urmă cu oricine și să semnalizeze acest lucru, să dea un SOS. Dacă se poate prin acel telefon sau mijloc de comunicare de rezervă, pentru că traficanții pe parcursul recrutării, te deposedează de documente de identitate, de mijloace de comunicare și atunci tu nu prea mai poți lua legătura cu ceilalți. Ideea pentru noi în acest film a fost ca fiecare instituție, indiferent cine suntem, din ce instituție a Ministerului Afacerilor Interne suntem, să putem participa cu un film integrat, cu un film complet. Să putem să le spunem practic în 20 de minute 5 vulnerabilități și apoi din discuțiile cu ei să învățăm cum să se păzească.